Întrucât suntem toți prezenți, dăm cuvântul formal să deschid ședința. Înainte de acesta, dacă sunt probleme la procesul verbal, le-ați citit, nu? Nu am primit. Nu l-am primit? Dar n-am primit. Le-am pus pe masă. A, nu a fost așa. Nu pot alexate pentru că nu a fost finalizat. Și nu-l mai votăm acum. Îl supunem la vot. Fără cealaltă. La ședința următoare. Bun. O altă problemă a ordinii de zi. Înainte de ordinea de zi, avem o cerere de la domnul președinte, domnul Cenigel Vasile, care solicită să participe la ședința noastră. Cunoașteți articolul în care aveți voi numai la... discutați numai la diverse. În legătură cu aprobarea organigramei, a fost respins de la Consiliul Județean și trebuie să o supunem din nou la vot. Eu am să vă citesc... Revocarea hotărârii. Și de ce n-am primit-o? Nu o să nu, nu. O lăsați pentru o lăsați, o primim, să dar o citim, așa am făcut și ultima dată. Dar nu e obligatoriu, lăsăm dacă cum am primit, o lăsăm pentru o ședință ordinară. Faceți o ședință extraordinară, nu știu. Avem termen până pe 17, 12 să o trimite la prefectură. Trebuia să o trimite și prefectura până pe... Foarte bine, trebuia să o trimite mai repede. Trebuia să o cunoaște, nu? Nu legal dacă o facem, să se pune la vot, dacă nu se aprobă, nu se aprobă. Ce să supune? Vorbim pe diros, ce face? E normal, pe diros vorbim mereu. Într-o ședință de Consiliu. Toate ședințele. Domnul președinte, vă rog frumos să insist asupra următorului lucru. Dați cuvântul pe rând la fiecare consilier să vorbească. Altfel nu ne mai putem înțelege. Dar am început ședința sau nu am început? Păi nu știu, văd că aici se vorbește unul peste altul, nu înțelegem. Nu, o începem acum și dăm cuvântul domnului primar să citească cu ordinea de zi. În conformitate cu dispoziția articolului 39 alinea 4 din legea administrației publice locale, numărul 205/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local, ce va avea loc în ziua de 15-11 ora 14, în sala de ședință a Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local al Comunei Balcan, județul Bacău, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe diverse. Și acum, la următoarea, ar veni Consiliul Local. Da. Avem aici și revocare. Și se pune la vot. Și dacă nu se aprobă, nu se aprobă. Și cu asta dăm în următoare ședință. Care e problema? Să ne certăm acum pentru... În temeia articolului 19 alineat 1 litera E din legea numărul 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată cu modificările și completările ulterioare, s-a exercitat controlul cu privire la legalitatea hotărârii numărul 60 din 2017, asta e numărul nostru, privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunii Balcani, aprobată de către Consiliul Local al Comunii Balcani, constatându-se încălcarea prevederilor articolului 54 din ordonanța numărul 35/2002, pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată cu articolul 36 alineatul 2 litera A, colaborat cu articolul 36 alineatul 3 din procesul verbal al ședinței Consiliului Local al Comunii Balcani din data de 29/9/2007 și rezultă următoarele. La punctul 1 al ordinii de zi a fost supus dezbatere punctul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunii Balcani. După dezbateri, proiectul de hotărâre menționat anterior a fost supus aprobării consilierilor locali, iar forma propusă de către inițiator a fost respinsă. După respingerea proiectului de hotărâre, ca urmare a solicitării unui consilier local, s-a supus din nou la vot organigrama modificată și cu amendamentul propus de domnul consilier Barna Ciprian, respectiv cu propunerea de desființare a postului de administrator public. În consecință, proiectul de hotărâre privind organizarea și stat de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Balcani a fost supus spre aprobare a doua oară, fiind de această dată aprobat cu amendamentul propus de către consilierul local, respectiv cu desființarea postului de administrator public.
Astfel au fost încălcate prevederile articolului 54 din Ordonanța 35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată potrivit căreia proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestea în cursul acestei ședințe. Mai mult de atât, hotărârea numărul 60 din 2007 și așa cum a fost aprobată de către Consiliul Local al Comunii Balcani, nu are raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și nici raportul Comisiei de Specialitate al Consiliului cu privire la amendamentul propus în plenul ședinții de Consiliul Local. Respectiv, desfințarea postului de administrator public conform prevederilor articolului 44 alineatul 1 din legea numărul 215/2001 a administrației publice locale. Republicată, modificată și completată potrivit căreia proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum și raportul Comisiei de Specialitate a Consiliului, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 39, alineatul 2 și 4. De asemenea, precizăm că potrivit articolul 36 din legea numărul 215/2001, Consiliul Local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului. Însă, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la articolul 36, litera A, Consiliul Local aprobă atât în condițiile lege, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate a primarului și ale tuturor serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții al regiilor autonome de interes local. Față de cele precedente, se impune revocarea hotărârii Consiliului Local Balcan, numărul 60, din data 29.09.2016, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunii Balcan. Măsura luată va fi comunicată în instituției noastre până la data de 07.12.2019, în caz contrar, ne vom adresa instanței de contencios administrativ. Acum sunteți de acord. Perfect, cu 07.12. Avem timp? Prende. Sunteți de acord sau nu? Și după asta îl dăm mai departe. Ședința făcută până. Da. Cine este pentru? Aș vrea să iau și eu cuvântul, se poate? Sau sunt invizibil? Nu. Da, apoi supunem la vot. Vreau să iau cuvântul. Dar se introduce. Dacă se introduce. Dacă nu, când se introduce? Când vedea la următoarea ședință? Să se introduce în proiectul astăzi? Da. Ca să ai timp să ne buscați peste 4 zile. Bă, dar las-o, domnule. Cine este pentru încă o dată? Pentru ce? 3, 4, 5, 6. Dar pentru ce? Cine este potrivit? Ca să nu intri. Ca să punem la ordinea de zi. Cine este potrivit la ordinea de zi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7 pentru? Păi 7 împotrivă. 7 împotrivă. Deci nu se aprobă astăzi. Dar noi nu știm ce am votat. Mai spuneți o dată. Eu am votat ca să fie astăzi. Asta pentru am noi am votat pentru. Azi. Deci hai să ne hotărâm. Să aportăm proiectul de hotărâre. Să ne hotărâm o dată. De astăzi. Ba da, de acord, astăzi. Ce faci? O trece de obligatoriu. 5, 6, 7, 8. De acord, astăzi. Astăzi se dezbate. Trebuie trecut. Dai timp să studiezi, domnule Ionica, acum nu studiezi, păi, se impune, domnule, este impus. Bine, se impune, asta, impune, adică este impus. Puțin, dăm cuvântul domnului primar să, la primul punct, să prezinte proiectul de privind aprobarea modificării bugetului local al Comunei Balcan, județul Bacă. Discuție. Cine se înscrie? Domnul German? Da, am văzut în expunerea de motivii. Într-adevăr, sunt anumite capitole în care nu s-au putut cheltui banii, se repartizează la celălalt. Am fost la doamna contabilă. E tot ok. Aș avea observație la salubritate. Într-o săptămână am văzut că nici nu s-a ridicat. În primul rând, consider că nu este corect față de mine, care mi-am plătit corect taxele. Așa cum eu am fost corect față de ei și ei trebuie să fie față de noi. Ce am mai știut în presă, că și la Moinești și în alte localități, și după cât știu eu, în ianuarie sunt 2 ani. Trebuie negociat contractul și pus condiții
acceptabile. Ei îți impun un anumit număr de locuitori, sunt o parte plecați, trebuie să identificați persoanele care nu s-au plătit. Și aici consider că suma este foarte mare, unde 6 persoane să dai 4 milioane și ceva, mai mult decât taxa pe casă. Nu știu, cine ne reprezintă în adunarea generală la ADIS? Dar nu e vorba de ce nu ne reprezintă. Dar nu, dar în adunare, normal că este vorba. În adunarea generală, la 1 ianuarie, trebuie rezolvate probleme. Nu e corect să luăm din bugetul local și să dăm la deci, la ADIS. Da. Am avut ședință cu toți primarii. Cu domnul Brașoveanu, cu reprezentanți de la ADIS. Și au început demersurile, fiindcă trebuie aprobat de Ministerul Dezvoltării, fiind proiectul ăsta din banii europeni. Au început demersul și la 1 ianuarie se ia în funcție de câtă populație am zis noi. La noi încă am scăzut puțin 18%. Sunt alții care 50%. Nu-i corect. Nu cred că dintr-o comună au plecat 50%. Am lista aici exact cu toți. Dar nu și nu am au început demersul de comun acord cu toți primarii, am votat, au început domnul președinte Brașoveanu, au început demersurile pentru clarificarea situației. Când a venit gunoiul lunea trecută, normal, eu am fost și am vorbit cu oamenii, că era ceva, după ce a venit la ședință, m-am dus. Într-adevăr, sunt 30% care n-au plătit gunoiul, mașina plătim odată pe lună taxa de salubrizare. În 2 ani de zile, două ori. S-a întâmplat din nou venit mașina, dar până cu 2 ani de zile, când aveam altă firmă, nu avea cauciucuri, nu vineau la timp. Și o trecut așa. Nu o să mai întâmple. Pentru că chiar am și ordine de plante, că m-am gândit. Dacă într-o localitate zici, persoanele nu-și plătesc curentul electric, tăiem la tot satul, ce faci? Nu, tăiem la tot satul, ce faci? Zici, dar sunt rău plante, sau nu am posibilitate, dar nu trebuie să tăiem la tot satul. La toate comunitățile, e aceeași problemă. Nu numai la noi. Sunt de comun acord cu toți primarii, la toate partidele au fost, nu să-mi zic. Nu-i vorba aici, da, nu-i vorba nu de politică, da. Ce n-are treabă. Deci trebuie aprobarea Ministerului Dezvoltării pentru... Ei își respectă de la 1 ianuarie 2018, conform normelor europene, ei trebuie să aducă pentru separat. Da. Eu știu pe cineva care are o firmă, nici n-au încheiat contract cu ei, au încheiat, vin și iau peturile, cartoanele din contra, încă vine și îi dă o sumă mică de bani, ia ceva bani, nu li... Da, normal, că la bidoane, lăsă. Da. Apar și reduce, bănuiesc. Da, atât. Se face selecție în algum moment. Domnul Barna? Da, exact asta vroiam să spun și eu. În ianuarie, când veți renegocia contractul, vedeți, poate îl renegociați în favoarea oamenilor, nu în favoarea firmei de salubritate. Pentru că dacă, din ce știu eu, e obligatoriu să facem trierea gunoiului, da? Și atunci putem obține niște bani. Exact ce face toată Uniunea Europeană. Și cine se duce acolo să negocieze, ar fi bine să știe să se impună cu chestia asta. Că plătim, exact cum a zis domnul German, mai mult decât pe casă, pe gunoi, deci plătim mai mulți bani la salubritate decât să duc pe taxe și impozite pe imobil. Și nu mi se pare corect. Nu știu de ce ați fost de acord cu chestia asta din capul locului, nu știu de ce ați fost de acord cu un număr de locuitori mai mare decât este prezent în comună, în momentul de față, și acum trebuie să cheltuiți bani din fondul de rezervă. De fondul de rezervă? Bani care oricum îi cheltuiam. Da, puteam cheltui în interesul oamenilor. Nu s-a achităm găurile care nu reflectă decât incompetența dumneavoastră în a negocia un contract. Nu, ea nu e a prima negociere. Păi cine l-a negociat? A fost reprezentantul dumneavoastră. Nu, dă-mi vina pe mine. Ce erați când s-a negociat proiectul ăsta? Vice primar. Păi, și n-ați fost la negociere? Nu. N-ați luat parte? Nu. Dar ați fost s-a discutat în ședință cu toți primarii. Am făcut... A spus că ați fost vice, nu primar. Și vice primar. Hai, ca să nu vină. Da, bine, cum zic, na, o să fie treaba bună, ca la voi. Da, știu, ca întotdeauna. Va fi treaba bună. Foarte bine. Discuții? Domnul Gânga? Da, eu la ce vreau să mă refer? Înțeleg că la transporturi s-a estimat la început de an 492.000 de lei, care normal nu putem ști sigur. Sunt de acord cu suma de 29.000 de lei să se aloce. Dar, totuși, am un semn de întrebări. Dacă la salubritate în anii trecuți... De la care transportul, zici? Da. De unde s-o luat banii?
Nu contează, deși e bun treaba asta, dar la salubritate, dacă era o sumă de 232.000 de lei, acum s-au ajuns la 306.000 de lei. Și văd că e estimat pe 2018, 2000, până în 2020, e estimat la 240. E estimare. Cum, întreb și eu, cum de anul ăsta s-au ajuns la 306, deci la 3 miliarde și ceva? Cum de s-au ajuns? Păi uitați destul de clar, am în față, eu vorbesc pe dovezi, da? Deci la salubritate, la început, bugetul s-a fost de 236.000 de lei. 236.000 de lei. Da. Estimat anual la 240. Deci 236 atât a fost contractul. Acum se alocă 70.000 de lei, 700 de milioane, în BB. Se alocă și se face suma de 306.000 de lei. De unde a apărut suma asta? Deci eu nu înțeleg. S-o gătește 5.600 cu 3,70 lei sau cât și ajungi la suma asta. Bun, am înțeles. Eu am făcut. Să ajunge la suma asta de 306 lei. Asta înseamnă că pe 2018 va fi suma de 240 sau ridicată către 306 acum? Pe 2018, dacă se renegociază contractul și rămâne la 4600, câte am zis noi, înmulțește 4600 de locuitori, înmulțește 4600 cu 3,70 și atâta am trebuie să fie. Am făcut un calcul acasă. Dar nu putem fi siguri că o să fie un număr fix. Că mai pleacă, mai vin. În țară, în comună, pleacă în afară 20, vin 10, pleacă 30, vin 40, poate înapoi. Deci nu poți fi o sumă fixă. Da, totuși nu mi-a dat răspuns la întrebare. Deci, salubritatea a fost 236.000,2 de lei, da? Cum de s-o ajuns la 306? Deci diferența asta de 700 de milioane, cine a ridicat-o? Ei? Nu ei, primăria... am ridicat-o, că nu s-o ridicat, atâta iasă din 5600 sau nu știu pe de rost exact cifra la câte persoane. Mulțește 5700 cu 3,70 și iasă 300 probabil, eu știu. Și atunci la bugetul de ce l-a pus 236? Fiindcă că o greșit bugetul din prima dată. Fiindcă noi am calculat la suma de 4.000, la numărul de 4.600. Este mare de la domnul Gânga. În realitate nu s-a atâta. Da, m-a ascultat. Noi am făcut socoteala pe 4.600 de locuitori și adisul a luat în calcul 5.700 care am dat prima dată, care a fost dat la ei. Și vezi dacă iasă una cu altă. Acum la an mulțim 5.000, dacă depinde cum ia în calcul ăștia. Dacă sunt 5.700 de locuitori, mulțești cu 3,70 și iasă suma așa, e o să exact ce au spus colegii de la PNL, exact ce au spus colegii de PNL, chiar vrem ca de acum încolo, asta a fost un incident de la anul încolo, sau de azi încolo, să nu se mai întâmple așa cu firma asta de la Romprest. Pentru că ei vin și opresc gunoiul două săptămâni, stăm la nas toată comuna cu gunoiul lângă poartă, ceva care e strigător la cer, dar în toți banii ăștia nu vin să colecteze gunoiul cum ar trebui, plastic, selectiv de parte. În contract, deci așa trebuia să... În contract selectiv din 2008. Și vin? Da. Ei, așa, să vină. Atât, avem 40 de puncte pentru amplasare de puberi de alea galben, roșu, verzi. În contract. Ei, da, că e așa. Deci eu asta, nu știam... Așa mi s-au zis, așa văzut. Niciun primar nu o să ducă să întoarcă el adisul și cu Romprestu acum. Nu poate. Nu, acolo a fost câte comuni suntem? 86, 85. 85 primari au fost. Să ridică Luca să întoarcă toată treaba. Fiecare și-a pus oful, și-a spus oful. Am ajuns la o înțelegere cu toți. Mai sunt discuții? Dar o completare. Aș dori ca dumneavoastră, domnul primar, nu știu, poate deja ați luat vreo faceți acțiune în sensul ăsta, în a sensibiliza toată populația, nu să scoată gunoiul la poartă și să nu-l plătească. Sau să ducă pe la alt vecin și să rămână gunoiul nevoie. Da? Pentru că și populația trebuie să fie corectă. Acum noi căutăm să-i apărăm interesul cetățeanului, pentru asta suntem aici. Dar totuși și populația să se implice pentru bunul mers al lucrurilor într-o comunitate. Că altfel, unul, noi tragem, spre exemplu, spre bine, altul trage spre rău și nu o să ajungem niciodată. Să venim aici și așa, nu să reprezentăm pentru alte probleme, utile pentru comunitate,
veniți să ne certăm. Atât în momentul. Așa, nu-i corect, ca eu să fie și altul nu. Păi, dar... A fost luni când am... Noi, consilieri, avem și noi... Bine, eu fac, nu n-o pe nimeni, eu caut să mă informez pe unul și pe altul. Lumea în mare o înțeles. Da? Și cu noi și cu ăsta am vorbit cu majoritatea. Am vorbit, am fost pe teren. Și-o tras fiecare cu noi în curte. Cu o lăsat pe la pubele, alea mizerie. A trimis oameni de la ajutor. Se întâmplă, Doamne ferește. Și de mai rău, nu? Au fost în 2 ani azi, de 2 ori nou în mașina asta mare. Odată cu groapa din noi când o lua foc și acum, când nu s-a plătit. Uitați, 2300 mai avem din ei. 23 de milioane sau 28 când vorbim. Nu vreau să mai vin. Plătească toată lumea și banii ăștia 700 care îi punem, îi recuperăm de la oameni, nu-i punem din buget și gata că îi pierdem. Îi recuperăm. Vin banii pe lemne, acum dau majoritatea, plătesc gunoiul și taxele și impozitele. În ianuarie, februarie, la început de an și îi recuperăm. 45 de lei pe an nu-i mult. Vă luăm așa. E o țigară, o țigară de persoană, dacă de persoană, fumează, de persoană. Da. 6 pentru care depășesc 5 persoane, pare cam mult. Da. Pare mult, da. Și cu noi e mai mult. Noi e mai mult. Și are un salariu de 1500. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 4. Proiectul ori privind alegerea președintelui ședinței. E ultima dată, e ultima lună, nu? Ultima lună. Domnul Arsena? Probabil Zăbăreanu Cornel. Pentru urmă, probabil 3 luni. Mai există și alte propuneri? Da, propun de la PNL unul. Eu îl propun pe... pe Barna. Dar de ce e de rest? Nu. Lumea votează orice. Da, foarte bine. Păi da. Supunem la vot. Mai este vă propunere? Supunem la vot propunerea domnul Hapkina. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Propune domnului. Propune Lăbar. Lăbar. Supunem la vot propunerea lui domnul Gânga. Da. De asta. Supunem la vot cea de-a doua propunere. Lăsați un pic că nu reușesc să văd cât e. Păi, de acum mai multe publicare, nu? Cine este de acord cu domnul Plânga? Patru. Păi, democratic, nu? Se știa, da? Măcar să văd eu. Da, la diverse. Dăm domnul. Da, prețul la diverse și dăm cuvântul domnului Vasile Cenigel. Da, n-ați introdus primul punct la care era comentat. Așa, mai e un punct. Desfacem la port mediul tău. Tot ce s-a votat introducere. Da, exact. Proiectul privind revocarea HCL numărul 60 din 29.9.2017 privind aprobarea organigramei a statului de funcție al aparatului de specialitate a primarului Comunei Balcani. Discuții. Discuții au fost. Da. Nu, aș vrea să spun ceva. Mai pe scurt, din ce am înțeles eu, dacă n-am înțeles bine, vă rog frumos să mă corectați, greșeala n-a fost a Consiliului Local. Din ce am înțeles eu că s-a citit acolo, noi nu aveam voie să respingem proiectul și pe urmă în aceeași ședință să-l votăm din nou. Asta a fost propunerea domnului primar. El a spus, haideți să votăm să vedem așa și pe urmă votăm cu amendamentul domnului Barna. Deci răspunderea dumnealui există filmat. El a spus, probabil că a știut procedura asta, că noi nu avem voie să votăm de două ori proiectul și de-aia a procedat așa. Și noi am căzut în plasă, că habar n-avem, eu la primul mandat, eu zic că contra. Nu, eu nu știu proceduri. Și eu propun să-l respingem, pentru că nu a fost vina noastră. Domnul primar, cu gurița dumnealui, a spus că îl votăm așa cum e și pe urmă votăm cu amendamentul domnului Barna. El trebuia votat de prima dată cu amendamentul meu. Nu respins și pe urmă votat din nou. Domnul primar nu face propuneri în ședință. Nu face ședința, face parte din Consiliul Local, președinte din ședință.
și consilierii fac propuneri. Dumneavoastră a sugerat că mi-aduc aminte perfect. Primarul executiv, nu face, nu face parte din Consiliul Local. Bun, ne uităm pe filmare. Dacă mai se așa. Și ce dacă îți spunea să vă aruncați, nu poate să zic ceva. Era bine dacă respingeam... Asta a fost cursa. Nu. Dacă respingeam astăzi proiectul ăsta și aveam timp să-l studiem și noi, cu articolul 35, cu legea 340, cu păi articolul 5... Păi respingem acum. Care e problema? Păi nu era bine. Nu. Pentru că venim cu un proiect de hotărâri beton. Și tot pleacă rață de la primărie, din funcție de administrator. Trebuia să nu-l deci facem tot astăzi. Tot timpul ne izbim de un viciu de procedură. Da, exact, da. Deci mergem așa la un jurist, că noi n-avem jurist. Mergem exact. La un jurist, pentru da? Ăla îi dăm un ban cu... introducerea proiectului hotărârii. Spuneați că primarul nu trebuie să explice. Nu. Ba da, se explică. Deci voi ați aprobat. Acum ați aprobă hotărârii, proiectului hotărârii. Dacă sunteți de acord, da, dacă nu, nu. Dacă nu sunteți de acord, proiectul cu alt de. Proiect de hotărârii beton exact. Sau armat, cu toate și știți, da. Cu avocați, cum nu, nu v-ați făcut cu mâna mea. Nu. Domnul, tocmai asta, acum detalii la domnul Barna, că eu scăpat următorul lucru. Trebuie făcut și aprobat și comisia de specialitate. Da? Acolo se referea la un... Deci, alea sunt chestii care sunt valabile dacă e proiect de sine stătător, din ce am înțeles eu. Noi nu trebuia să-l respingem de prima dată. Eu asta am înțeles. Pentru că respingându-l, tu n-ai voie să-l votezi de două ori în aceeași ședință. Mă scuzați, totuși eu nu aș găsi o vină aici la domnul primar în sensul ăsta. Atâta greșeala este un pic și a noastră pentru că n-am făcut procedura exact cum trebuie, conform legii. Legii trebuie să-i cunoască și ce conform legii. Dar nu e târziu niciodată. Dar faptul că nu le știi nu te absolvi de vină. Dar chestia nu trebuia băgat pe ordinea de zi astăzi. Îl lăsam pentru următoarea ședință, aveam timp să-l... N-am știut că vineți la ședința de Consiliu Local cu proiectul ăsta nou. Da, așa a venit tot timpul. Nu, aia e altă treabă, dar asta chiar mă doare. Deci chestia asta trebuie... Acum am venit proiectul. Dar vreți să spunem... Nu pot să zic eu treaba asta în Consiliu Local ce se face voi. Știu. De ce n-i semnat hârtia? Deci astăzi s-a registrat la prefectură adresa ai trimisă de pe 3-a 11-a. Prefect, subprefect, serviciu tehnic juridic. De pe 3-a 11-a da. A trimis-o la primărie? Eu nu cred că juristul cea care a zis până pe legea cât e acolo, l-a scris din avion așa. Eu și chiar dacă nu puteți mai veni din proiect de hotărâri, după aia nu e așa și nu e legal, poți să dai legat pe la care o fac să fie valabil. Și eu din câte am înțeles din aparatul de administrație a Consiliului, deci orice modificare e la propunerea domnului primar. Tocmai. Nu mi-a parțile nouă. Tocmai. Eu de-aia am... S-o citit mai înainte. De-aia am propus proiectul inițial de dumnealui, noi să-l votăm cu amendament. Am căzut în plasă, dar o să mai fi organigat. Nu, dar... Aveți răbdare. Nu, și atunci... va mai fi, pentru că noi acum respingem... Și atunci o să-l votăm direct cu amendament. Nu-l mai respingem. Și vedem atunci. Nu, dacă se respinge asta de astăzi, deci pică postul de administrator. Dar îl respingem. Nu pic de a... Cum să nu, dacă respingem? Noi respingem ce am votat atunci. Nu pic de a... Nu scrie clar, dar contrarii stau... Ne vom atreza instanța de contencios. Să aveți inițiativ în condițiile legii. Domnul președinte, eu am văzut un monitor oficial la cineva, dar nu mă e dat, chiar la rasă, în care spune că funcția de administrat public nu se desfințea decât la propunerea primară. Da. Și n-a fost proiectul de primar. Ce am greșit? Eu când am luat o copie, dar nu trebuie, dar intră pe Google. Da, și atunci vorbim degeaba, nu avem nicio treabă. Dacă domnul primar nu propune... Acolo scrie dispozitiv clar. Domnul Cortez, domnul primar a propus data trecută votarea organigramă. Noi suntem de acord cu organigrama respectivă fără postul de administrator. Nu l-am inițiat noi. Înțelegeți? Păi da. Știți cum e. Dar nu-i niște inițiali primar. Doamne, eu mă duc în contenciu administrativ. Mă duc să mă judecă. Da, dar prima dată să ia de bază... Să mă dea în judecat. Propunerea primarului să facem ce de bază. Asigură transport pentru toți care votați împotrivă. Să văd dacă mă bagă la ceva. Nu te bagă nimeni. Da? Deci dacă îl respingem, eu asigur transport. De câte ori ne cheamă, vreau să mă duc să mă lămurească avocați. Vreau să văd, domnule. Da, se poate lua de acolo toate articolele care... Deci nu citim. Putem documenta. Da, și mai așa. Păi de-aia am zis, domnule, să rămână pe ședința următoare, da? O votat ca să... Nu trebuie votat astăzi ăsta. Să aveai timp o săptămână. Și ai timp și de acum.
După ce o dezbați, da, ori o respinge, ori o aprobi. Dar ceva trebuie să faci asta. Dacă oricum nu-i tot atâta. Nu-i tot atâta. Îi ceri până pe data de șapte. Fați-mi o ședință extraordinară. Așa mi se pare bune. Noi acum respingem ce am votat în ședința din... Când a fost, în septembrie. Din septembrie, de atunci. Când a fost cu Garigam. Atât facem. Nu facem altceva. Adică renunțăm la amendamentul prin care se desfințează postul de administrator. Da. Adică... Și ea va fi pusă din nou pe ordine de zi. Când? Ședința următoare. Nu va fi. De ce? Păi... Păi dar nu trebuie, trebuie, trebuie să fie, trebuie că nu trebuie. Trebuie să fie, că nu a trecut. Păi nu a trecut. Nu trece. Mai bine vă dat. Păi de asta zic. Domnul președinte, mă rog, mai citiți un pic încă o dată, domnule, ca să fim lămuriți mai bine. Dacă citesc că e articolul 36, să spun că e articolul 47. Nu știm ce spune articolul. Nu știu ce spune articolul. Citesc citra sau bine. Știi ce scrie acolo. Eu nu am citit odată. Când am auzit acum câte articol. Articolul 44, legea 2. Articolul 34. Păi dar nu... Păi conform articolului. Păi asta spune. Deci ai legile 47. Le-am zis un loc. Păi nici eu nu pot face. Nu mă dă pe un loc. Deci corelate. Articolul 44. Da, vot aprobarea sa. Supunem la vot. Ultimul punct. Cine este pentru respingerea hotărârii Consiliului Local din data de data ca să știu ce spun aici. Tati și nu. Acturez. Eu votez cum vreau eu, cum am putut. Din 29-a 2017. Cine este pentru? Da, e înainte. Da, mă, dar ce-i duc? Dar ce cu mine? Dar ți-l rău sau ce cu mine? Da, bun, nu-i rău. Nu mă fac greu ceva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pentru. Respingere. Împotrivă? Împotrivă Consiliul Local. 4. Se abține cineva? Nu, 4. 5. 5. Da, cu cum? Eu n-am înțeles absolut nimic. S-a respins. Am respins. Nu uitați. Să votăm organigram. Nu-i votat. Nu trec eu în dupre. Rămas aia vechea. Păi nu rămas, că nu s-a votat. Păi dar reșit. Păi doamne Petrică, v-a rămas organigrama veche. Păi rămas organigrama veche, doamne. Păi dacă ați votat, mă, dacă nu vorbiți, ridicați mâna. Ei, tag, mâna. Trecem la diverse. Dăm cuvântul domnului Vasile Cenegean. Bine, nu mă cunosc o parte și eu cunosc mai bine de jumătate dintre dumneavoastră, îi cunosc. Probabil ceilalți mă cunosc. Dacă mă cunoaște jumătate, mă cunoaște și eu. Domnul Vasile, dă-te mai încoace ca să te auzi mai de acolo. Dar nu te auzim, te văzut că cunoaștem, da? Mă cunoaște, mă și vedeți acum, da? Mi-mi pare foarte rău că nu, sunteți foarte rău organizat, vă spun ce simți. În primul rând. De când începe o ședință, când apare un nou consiliu, normal ar trebui, ca secretarul, să dactilografieze și să dea la fiecare un fascicul exact din legea 215, de la articolul 23 la 77. Ca fiecare dintre dumneavoastră să știți, să aveți habar, pe cât uși de puțin. Că domnul Ungureanu a citit ceva acolo, așa din articolul, chiar l-am extras. Că ăsta e, practic, de bază, articolul 36. Așa, că spune atribuțiunile Consiliului Local. Da, dar la bine. Îl aveți. Trec la următorul subiect, la exact cu recuperarea banilor, cum a spus dumneavoastră. Domnule, recuperând, dar recuperând de la toți. Că mi-a spus mie că am de plătit, nu știu, în ședință a spus că am dublu decât în realitate. Nu, dar am zis acum, am aici. Da. Cât este de plată? Eu vreau să recuperam și diferența. Care diferență? Pentru că eu am avut mai vreo 4 dosare cu primăria Balcani. Păi, și la 4 dosare alea s-o da mai mulți bani. Și îmi spuneți mie, primăria Balcani, deși o da bani. 4-5 dosare, da? Da. Și unul cu ani. Și am câștigat și cu ani și da. Cu noi astăzi.
Și am făcut demersurile și către dumneavoastră și către De la mine cât aveți de luat? Cum? De la mine cât bani? Că a spus data trecută vreo 70, nu știu cât. Ia spune, mai spune sucoare. Dom'le, se adună numai banii la cele definitive, să știți. Păi definitive. Numai de la ele definitive. Păi de ele. Câte anul 70, probabil că am să... Dacă vă spun exact. Da? Spuneți. Nu, de-a vă spun eu cât. E vreo 35, parcă așa ceva. 50 știu sigur, dar nu știu. 50, oh, 50 sunt sigur, eu sunt, eu știu vreo 35. La 200, da, la primul care a fost... Spuneți și vă mătoare și vă spun. La asta vreau.